Împreună pe drum cu prioritate, vă mulțumim că sunteți alături de noi. În acest moment ne conectăm și pe pagina noastră de Facebook. Suntem acolo live pentru că în studio îl avem pe Cătălin Striblea. O să stăm un pic la povești și spuneam mai devreme lui Cătălin că eu m-am speriat așa un pic de ce am ascultat la România în direct, pentru că eu cred că sunt mai naiv, dar m-a consolat Cătă, mi-a spus că nu neapărat naivitate, ci lipsă de informații. Da, adică n-ai fost atent cât trebuie la chestiunea cu războiul. E posibil, de asta am și provocat discuția asta, pentru că am vrut să aveți informație de primă calitate de la un om care, cum se spune pe românește, trăiește cu jumate de minte în Rusia și e atent la ce se întâmplă acolo. Și chiar când pleca de aici, Armand Goșu mi-a arătat printre aplicațiile sale de presă rusească, știi? De radiouri și televiziuni rusești pe care le ascultă în mod constant și în limba rusă, în mod evident. De asta e un om atât de bine informat. Sper că v-a făcut plăcere, semnalele au fost bune. Cum să zic, sper că v-a făcut plăcere, adică sper că v-a fost util. Că ne-a deschis un pic ochii, uite, cum a fost, de exemplu, cazul meu. Că plăcere n-are ce să ne facă. În emisiune atunci a existat un comentariu, ați văzut, și cred că e timpul să revenim, mai ales că azi o să avem și o ediție specială. Premierul Ciucă este acuzat de plagiat și, dacă vreți, vă explic iarăși ce se întâmplă, căci nu e primul prim-ministru de la noi acuzat de plagiat. Și cred că e și într-un moment destul de important. Hai că vă zic acum. Hai să aflăm. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, în această dimineață, publicația Press One, sub semnătura Emiliei Șercan, a publicat o anchetă jurnalistică în care se arată că 42 de pagini din cele 138 ale tezei de doctorat a premierului Ciucă sunt plagiate, susține jurnalista, și arată și câteva lucruri în acest sens. Emilia Șercan, o știți, ea a descoperit nenumărate plagiate în România, este specializată, de fapt, în a urmări lucrări de doctorat plagiate. Și ce spune jurnalista care a scris pentru Press One? Zice în felul următor, că lucrarea nu a putut fi descoperită ca plagiat cu ajutorul softurilor electronice, că a trebuit să compare practic manual lucrările din care a fost făcută copierea respectivă și a găsit pagini copiate din alte două teze de doctorat și că ar fi avut o mascare a acestui plagiat premierul Ciucă în lucrarea respectivă. A detectat, spune jurnalista Emilia Șercan, patru tehnici de plagiat, patru tehnici de mascare a plagiatului folosite în teza domnului prim-ministru, dar că a găsit și copiere cuvânt cu cuvânt a unor pagini din alte teze de doctorat de la începutul anilor 2000. Teza de doctorat a domnului Ciucă a fost susținută în 2003 la Universitatea Națională de Apărare. Astea sunt datele principale. Premierul Ciucă a respins o astfel de acuzație. El a spus că lucrarea sa a fost făcută în conformitate cu toate prevederile legale de la data respectivă, adică începutul anilor 2000. Și de asemenea mai spune domnul Ciucă că nu există nicio, cum să zic, dovadă științifică că el ar fi comis plagiat. Mai mult, spune că ceea ce a scris în lucrarea sa de doctorat se bazează pe faptele sale de arme, pe lucrurile pe care le-a trăit ca militar activ. Știți că premierul Ciucă a fost singurul general român care a condus trupe într-un război în Irak. Astea sunt datele în momentul ăsta. Sigur că USR îi cere demisia premierului Ciucă. E un punct complicat pentru coaliția de guvernare, mai ales că președintele Iohannis, de-a lungul timpului, au și apărut astăzi citatele, s-a exprimat în fel și chip împotriva plagiatelor și au spus că politicienii care plagiază nu pot fi membri ai guvernului și așa mai departe. Sigur că declarațiile respective erau făcute la adresa unor guverne de calibru PSD sau ceva de genul ăsta,
Acum are problema chiar cu propriul prim-ministru și sigur că va trebui făcută o analiză, cum să spunem, nu numai științifică, dar și instituțională asupra acestei teze. Există o instituție în România care se ocupă de treaba asta legal, adică este vorba de Consiliul Național de Autorizare Academică, da, și Consiliul respectiv va trebui să vadă teza. Bănuiesc că se va autosesiza în această situație și să dea un verdict printr-o comisie de experți, căci, atenție, ei sunt obligați să nu lucreze doar cu softuri, ci cu oameni care citesc, analizează și văd despre ce e vorba în lucrarea respectivă. Astea sunt datele problemei în momentul ăsta. Aș zice că nu e prima dată când vedem asta, nu? Nu e nici prima dată, la asta mă gândeam, dar acum cred că este pentru prima dată când ne confruntăm cu o persoană care este acuzată de plagiat, dar care are cu tot o altă disciplină, zice, și educație. Da. Și aici sunt foarte curios dacă vom vedea o diferență în cazul în care, de menționat și foarte important, va fi și demonstrată această plagiatură. Bună observație, da. Mai ales că generalul Ciucă are o, cum să zic, întreaga sa carieră este fără de pată. Da. Aici nu avem de-a face cu un om din politică despre care noi să putem spune ce spunem în mod obișnuit despre politicieni, că au făcut cine știe ce învârteli, exact, că sunt dispuși la compromisuri. Nu, aici avem un luptător pe front, da? Cel mai înalt general și cel mai decorat probabil în armata română, o personalitate în care toată lumea se uită și zicea, dom'le, da, într-adevăr, poate nu fi un politician extraordinar, dar măcar are ceva în spate, știi? E, aici, într-adevăr, vorba ta, Alex, să va face diferența. Dacă CNAT-DQ, cum se numește, foarte complicat, da, va stabili că acolo este un plagiat, eu cred că domnul general Ciucă știe ce are de făcut. Adică, eu discuțiile astea, cred că nu se le mai purtăm mult în spațiu public din România. Domnul Ciucă, acum 2 săptămâni, a cerut demisia ministrului său, plagiator Florin Roman, pe care l-a dat afară din guvern și domnul Roman a plecat. Deci dacă plagiatul este dovedit până la capăt de instituțiile din România, eu unul n-am niciun dubiu că el va trebui să plece din fruntea guvernului. Pentru că altfel chiar că se duce de râpă PNL și, mă rog, și credibilitatea cea mai rămas din ea. Și credibilitatea cea mai rămas din ea, da. Cătălin, mulțumim mult de tot. Aceasta a fost rațiunea zilei. Vă propun să rămânem în continuare pe frecvențele Europa FM. Aici atât unde vreau să zic. Diseară la 18:15, aici, într-o ediție specială, cu Marcel Bartic, vine Emilia Șercan. Deci o să aveți date și o să și vorbiți cu ei despre asta, da. Minunat. Noi continuăm pe drum cu prioritate. Rămâneți pe frecvențele Europa FM. Vă mulțumim că sunteți alături de noi.